Orașul metropolitan Auckland din Noua Zeelandă a fost desemnat de drept cel mai locuibil oraș la nivel mondial. Acest lucru se datorează în mare parte gestionării cu succes a crizei COVID-19. Măsurile luate de Noua Zeelandă au permis școlilor, teatrelor, restaurantelor și altor atracții culturale să rămână deschise în perioada studiată între 22 februarie și 21 martie 2021, potrivit The Economist Intelligence Unit. Anul trecut, Noua Zeelandă a pus în aplicare o izolare strictă la nivel național timp de mai multe săptămâni pentru a încetini răspândirea virusului. De asemenea, aceasta și-a închis granițele internaționale pentru majoritatea călătorilor. Orașele din Asia-Pacific au dominat clasamentul primelor 10 din acest an, chiar dacă pandemia a făcut ca locuibilitatea generală din întreaga lume să scadă. Primele 10 cele mai locuibile orașe din lume și scorurile acestora conform The Global Livability Index 2021 sunt următoarele. Auckland, Osaka, Adelaide, Wellington, Tokyo Perth, Zurich, Geneva, Melbourne și Brisbane. Indicile de locuibilitate clasifică orașele pe baza a peste 30 de factori calitativ și cantitativ din 5 mari categorii, stabilitate, asistență medicală, cultură și mediu, educație și infrastructură. Din cauza pandemiei, The Economist a adăugat noi indicatori, cum ar fi stresul asupra resurselor de asistență medicală, precum și restricțiile din jurul evenimentelor sportive locale, teatrelor, concertelor de muzică, restaurantelor și școlilor. Orașele care s-au aflat în stare de izolare sau care s-au confruntat cu o creștere a numărului de cazuri în perioada studiului și-au văzut scorurile reduse la mai multe criterii, ceea ce a dus la scăderea multor orașe europene în clasament. Printre acestea se numără și orașul austriac Viena, care s-a clasat în mod constant aproape de top în ultimii ani. În acest an însă nu a reușit să intre în top 10 și s-a clasat pe locul 12. Pe de altă parte, orașele din Australia, Noua Zeelandă și Japonia au rămas relativ deschise, cu o bună disponibilitate a serviciilor, în timp ce sistemele lor de sănătate au fost rezistente datorită numărului relativ scăzut de cazuri. Într-o medie regională, Asia s-a clasat mult sub America de Nord și Europa de Vest, potrivit EIU. Damascul a rămas cel mai puțin locuibil oraș din lume după ce Siria a marcat anul acesta 10 ani de război civil.